Nu pot să cred, mamă, să și mă las să mă duc în tabăra de vară cu prietena mea cea mai bună, nu pot să cred. Las că îmi poate las să-i duci în tabără cu Miruna. Sper să o distrați în tabăra de vară, acum du-te și vezi bagajele, te rog, pentru că trebuie, da, scumpă? Da, mamă, normal că mă duc, să și mă duc cu Miruna, nu pot să cred, și mi-o pună mamă. Dar bine, scump, acum du-te și schimbă-te, te rog. Și ia și tu foci bagajele. Bine, mamă. Așa, să-mi iau telefonul, tableta, laptopul, încărcătorul. Ok, vine la câteva lucruri. Acum mă duc să-mi iau niște haine. Să face dimineață, trebuie să mă grăbesc. Haina asta, bluza asta, pantalonii ăștia. Mi-am pus și haine, nu pot să gândesc așa de bucuroasă, periută de dinți, perie de păr. Să le iau. Bine, periuță de dinți, perie de păr, le-am băgat aici. Stai, nu mi-am pus șamponul. Ok, stai să mi-l iau de aici. Un prosop să-mi iau. Perfect. Să-mi iau o carte. Bine, mi-am luat și pijamale, normal. Îmi se sting lumina și mă duc. Doamne, e bucuroasă sunt, o să mă duc în sfârșit în tabăra de vară cu Miruna. Bună, mamă, ce faci? Fată, mănânc și eu un măr. De când îți spui fată, mamă? Era așa o glumă. Vrei și tu un măr să-l iei acolo, să-l mănânci, că-ți pui și sandwich pentru drum. Să-l mănânci acum. Bine, mamă, dă-mi-l. Mersi, mamă. Da, mai ajuns să-ți pun un sandwich. Hai că mă duc să ți-l pun acum. Bine, mamă. Ia-ți bagajul, scumpă. Ia-ți-l de pe de acolo. Bine, mamă. Gata, mamă, mi-am luat Danta aici. Du-te, scumpă, la școală, că te așteaptă Miruna acolo să vă duceți. Mănâncă mărul. Bine, mamă, mă duc. Pa! Hai să-ți ia mama un pupic. Hai, pa, scumpă. Pa, mamă. Of, doamne, trebuie să ajung la școală. Bună, Miruna! Wow, fata, ai ajuns, nu pot să cred, haide, trebuie să așteptăm pe profa, că mi-a spus că trebuie să așteptăm să ne ducem la baie dacă avem nevoie. Ei, mă duc până la baie, la Daria. Ce spui, Daria? Scuze, scuze, dar te confund. Te confund. Cu cine? Cu cineva, cu o altă prietenă care a fost în trecut. Bine. Bine, văd că eu nu am elevă. În fine, nu știu cine e eleva asta nouă, e foarte dubioasă. În fine, nu știu cine e eleva asta. Dar da. Ce faci ciudată? Te uiți cu fața aia la mine? Ți-am mâncat pisica limba? Nu vine să cred, adică e foarte rea. În fine, mă duc acum la Miruna. Haide mai repede, că trebuie să ajungă profa. Haide, așteaptă-mă aici, mă duc și eu la baie. Bine. Ok, toată lumea se duce la baie acum. M-am întors. Ok. Bun, copii, sper că înțelegeți că să nu vă îndepărtați de autocar și că avem vreo 5 minute pauză să vă întoarceți cât de repede puteți dacă vă duceți nu știu unde să mâncați. Sper că v-ați luat pachetel, că noi n-avem. Vă sper că v-ați luat și apă. Da, tu am văzut, ți-ai luat apă, Isabela. Ok, haideți că trebuie să ajung autocarul. Mă duc să văd ce n-a ajuns. Bine, doamna profesoară. Bine, hai că mă duc acum să văd de ce n-a ajuns autocarul. Bun, copii, acum să mergem, trebuie să ajungem. Nu durează foarte mult să ajungem. Nu durează foarte puțin. Vedeți voi. Miruna? Miruna? Doamne, sunt aici. Ce s-a întâmplat?
Doamne, ce-a fost asta? M-a zbiliat așa de rău că... Of, Doamne! Doamne, cât de scary! Bine, profesoară, unde sunteți? Stați, eu sunt în tabără, voi n-ați văzut când am mers. Of, Doamne! Vă spun eu unde sunt în tabără. Cum să vă spun? Treceți de apa asta și să vedeți că e o cabană și o să dormiți singure în cabana aia. Doamne, ai auzit? Dormim singure? Nu pot să cred. Aoleu, am intrat în autobuz. Dar hai să mergem. Da, du-te în față, vreau să iau ceva din autobuz. Bine. Ok, a rămas să ia ceva de acolo. Eu o să mă duc. Doamne, nu vreau să intru în apă, că e lângă ocean și pot să mor de la rechini. Doamne, dar nu știu cum să ajung chiar acolo, că e apă, o să aștept aici, pe minuna. Doamne, nu se mai întoarce, ce se întâmplă cu ea? Of, să mănânc mărul ăsta, să-l termin. Vine că am parcat lângă o tabără. Nu știu ce mă făcea dacă nu parcam aici. Bine, era și tabăra. Dar uite un iaht, cât de scump poate să fie un iaht. Nu vine să cred. Of, când o ajunge? Nu pot să mai aștept foarte mult aici. Iredimi, nu mai ajunge? Sunt aici, stai puțin, ajung imediat. Ce? E aici? Este aici, Doamne. Scuze că am întârziat puțin, am vrut să-mi iau lucrurile care le-am lăsat. Și tu te-ai dus acolo ca să ții lucrurile. Da, și am înotat până aici, am văzut urechin. Au, ai văzut urechin? Ok. Nu contează, acum hai să mergem. Stai puțin că vibrează telefonul. Cine e? Ah, e mama. Scumpo, ai ajuns? Doamne, ești bine? Am auzit că ai avut un accident cu autocarul și vreau să văd dacă ești bine, ești ok? Ai ceva? Ești lovită? Nu, mamă, nu sunt lovită, nu. Vezi că a întrebat profesoara de voi, de unde sunteți? Nu știu, mamă, cum să traversăm ea apa aici, să rechini în apă. Bine, fetelor, haideți, notați repede până pe mamă celălalt, că nu o să vă vadă așa una, două. Bine, mamă, pa! Pa, fetelor, pa! Pa! Hai să mergem. Da, bine, haide. O tu prima, știi ceva? Doamne, e și o cascadă aici. Haide, te aștept aici pe malul ăsta. Nu mi s-a întâmplat nimic, haide. Dar vezi că e apă mai adâncă. E apă mai adâncă, bine, hai. Aoleu, ce... Ești haide, du-te în față să mai... Sau nu, hai că mă duc eu prima. De ce te duci tu prima? Hei! Ce nouăți? Nu știu. Oh, hei, am rămas aici, scuze. Hai de vino. Bine, și profa unde e? Uite acolo pe profa. Bună, fetelor, sunt cealaltă profesoară care rămâne cu voi aici în tabără. Sper că nu vă supărați că eu o să rămân cu voi. Bună ziua, da, nu ne supărăm, nu ne supărăm. Foarte ciudat. Hai să mergem înăuntru. Wow, e o cabană destul de drăguță. Wow, și ce paturi frumoase. Adică sunt confortabile spre deosebire de alte paturi de săraci. Așa, e o tabără cât de cât confortabilă. Adică aș putea să locuiesc aici. O săptămână, două. Eu o să stau aici în patul de sus. A, bine, hai că mă duc și eu acum la Isabela. Isa, ești aici în patul de sus și eu o să dorm în patul de jos. Adevărul ăsta e, nu? De ce m-ai lăsat să dorm în patul de jos? Că știi că nu-mi place. Dar crezi că mie îmi place? În fine, hai că-i seara și să culcăm.
Ok, cred că trebuie să mă duc să îmi fac un duș. Bine. Ce nu se pornește apa? A curs puțin. Ce nu se pornește mai mult? O, doamne, ce mi-a făcut haine? Nu, cu hainele! Hei, stai, ce se întâmplă? Nu! De ce sunt neagră? De ce sunt neagră? Nu, 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 nu poate să fie adevărat. O, doamne, nu! Ei, cineva pe aici? Nu-i nimeni? Uf. Doamne, a fost doar un vis normal, nu? Sper că a fost doar un vis. Sper că a fost... Doamne, a fost doar un vis. Bine, tabăra asta de vară e destul de drăguță, mi se pare. Trezirea, ce stai așa întins în patul ăla? Haide sus! Sus, 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 sus! Haide! De ce mă trezești așa de vreme? Nu se mai pune în pat, hai să te jos, trebuie să ne ducem să mâncăm, trebuie să ne ducem la foc, haide, haide! Ok, hai să mergem, că tot e seara. Normal că e 5 dimineața. Aoleu, e 5 dimineața, am crezut că e 7. Nu, nu e 7, haide, vin cu coace, ce stai acolo și te uiți. Tu când ai avut timp să te îmbraci? Dar nu știu. În fine, foarte ciudat că te-ai putut îmbrăca așa de bine. Doamne, ce poziție e aia? He, distriază-te, ce stai? Așează-te și tu într-o poziție mai ciudată, mai... Oh, dar nu vreau să mă așez într-o poziție mai ciudată, vreau să stau așa. Dar n-a bine să ai cum vrei tu. Dar și ca să am avut un coșmar, nu? Dar nu, nu, nu știam. Și eu am avut într-un fel, dar mi-am revenit, adică... Da, și eu, și eu m-am trezit. Ok, hai să... Ce se întâmplă? Ok, foarte ciudat. Îmi fac și eu un burger. Că se face dimineață. Bine. Nu vine să cred. Și tu chiar așa ai făcut în visul tău, în coșmarul tău. Da, știu, e foarte amuzant. Normal că așa am făcut. Am început să țip că uite monstru de sub pat și fantomita. Doamne, cât de amuzant a fost. Da. Și a fost un monstru negru îmbrăcat în haine de oameni. Da, dar mi-a revenit, el m-a trezit seara. Adică noaptea. Da, ai dreptate și eu. E foarte amuzant tabără, dar păcat că mâine dimineață se termină tabăra. Da, am stat foarte mult în tabără, nu mi-a venit să cred. Da, a fost foarte fain, uite, cred că se înseriază. Hai să mergem la culcare. Cine e ultima euro stricat? Incredibil, lasă-mă pe mine. Dormi eu patul de jos. Ca să fii tu stricat. Să nu te superi. Ai, măi, da, nu sunt o stricat. Hai că mă pui și eu să dorm. Noapte bună! Haide, somnul oasă, e dimineață. Ce stai așa în pat? A, iar e dimineață, păi doamne, păi deja e dimineață, nu? Da, e dimineață, nu te mai tot foi atât, tocmai tu mi-ai spus. Haide să mergem să ne luăm și noi ceva, un măr, să mâncăm. Am uitat că mi-a pus mami ceva sandwich-uri. Da, ți-a pus un sandwich, ai uitat. Da, cred că l-am mâncat, da, l-am mâncat. Hai să mergem să le facem un burger sau, nu, hai să ne luăm un măr. Da bine, hai că vin și acum. Uite, sunt niște mere pe aici, pe jos. Vino să le iei și tu. Mmm, sunt foarte bune. Vino mai repede, că nu știu ce pierzi. Hai că vin acum, nu te speria. Vin imediat. Haide, nu mai spune că vin imediat. Vine acum. Ce măr bun. Da, știu, e un măr foarte bun, adică e roșu. Da, eu l-am terminat.
Haide, trebuie să mergem acasă, mă duc să mă schimb, tu așteaptă mai aici, mai mănâncă mere. Bine. Mă duc să mă schimb. Gata, mi-am luat și hainele, tot ce am mai luat la mine. Și acum hai să o anunț pe Miruna că mergem. S-a terminat. N-am mai mâncat, umăr, ce zici? Hai să mergem. Am înțeles că trebuie să mergem pe jos acum. A, pe jos? Știam că trebuia să-i pun în autocar o bicicletă și am și scos-o. Ai scos o bicicletă? Da, mă duc pe bicicletă. Bine, acum trebuie să mergem să o luăm. A, uite aici, lângă copac. Ce credeai, că te las așa singură să mergi pe jos? Nu. Așa ziceam și eu. Vezi că o să dau tot puțin cu bicicleta. Nu dau cu bicicleta, nu cred așa ceva. Ba da. Oh my God. Am ajuns. Iubi, haide că acum mă dau și jos. Am căzut pe jos. Bine, bravo ție. Hai, du-te la casă, că vin și eu. Pa, Miruna. Pa, ne vedem mâine. Pa. Pa, Miruna, mă duc și eu acasă. Oi, trebuie să mă duc acasă. Mamă bună, ce faci? A venit scumpa mea acasă. Hai că-mi lasă să stai aici. Și încep și-o dansez cu tine. A venit acasă, ai venit acasă. Și ia spune-mi și mie, cum te-ai simțit? Crede-mă, mama, a fost cea mai faină tabără. Am avut și un coșmar. Hei, scumpă, hai că nu se întâmplă coșmarurile. Ai dreptate, mamă. Foarte amuzant a fost. Așa mă așteptam și eu. Mi-ai luat geanta. Da, ți-am luat geanta. Îți o pun înapoi. Așa. Sper că ți-a plăcut la fel de mult cum mi-a plăcut și mie să te văd. Da, mamă. Și în seara să ne uităm la film, da? Da, scumpă, hai, pornește tu televizorul. Bine, mamă, acum.